În perioada 10-16 februarie anul curent, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu vor acționa pe principalele drumuri din județul Giurgiu pentru verificarea autovehiclor destinate transportului public de persoane cu capacitate de transport mai mare de 9 locuri. Această acțiune se desfășoară în cadrul unei operațiuni europene, în cadrul organizației poliției rutiere din Europa. Ce vor urmări mai exact oamenii legii? Vizează autovehicule de transport persoane. Vor fi verificate documentele de însoțire ale transportatorilor, numărul de persoane care se află în acestea, autorizațiile, licențele, respectarea timpurilor de conducere și așa mai departe.